Simona Gherghe, o cunoscută și apreciată prezentatoare TV din România, este cunoscută pentru cariera ei impresionantă și pentru felul în care a reușit să se apropie de public. Cu ani de experiență în televiziune, Simona a devenit o figură iubită și respectată în industria media. Ceea ce o face specială este modul său cald și autentic de a se prezenta, ceva ce a ajutat-o să construiască o comunitate solidă de urmăritori. Acești urmăritori sunt mereu lângă ea, susținând-o în toate demersurile sale. Una dintre modalitățile prin care Simona menține o legătură strânsă cu fanii ei este prin intermediul rețelelor de socializare. Pe aceste platforme, ea postează des fotografii și videoclipuri care surprind diferite momente din viața ei personală și profesională. Nu este doar despre a împărtăși aspecte ale vieții sale cotidiene, dar și despre a-și exprima gândurile și sentimentele sincere, creând astfel o conexiune puternică cu cei care o urmăresc. Recent, Simona a publicat un mesaj pe rețelele de socializare care a stârnit emoții puternice printre fanii ei. Mesajul, profund și emoționant, reflectă o realitate cu care ne confruntăm cu toții în zilele noastre. Contextul acestui mesaj este legat de modul în care oamenii încearcă să găsească bucurie și confort în perioadele dificile. Un exemplu fiind felul în care unii au început să se pregătească pentru sărbătorile de iarnă mult mai devreme decât de obicei. În special, Simona a subliniat cum oamenii, în căutarea unor momente de bucurie, au început să decoreze bradul de Crăciun mult mai devreme decât este tradițional. Aceasta este o manifestare a dorinței de a aduce un strop de normalitate și bucurie într-un an care, pentru mulți, a fost plin de provocări și incertitudini. Prin aceste gesturi, cum ar fi decorarea bradului de Crăciun, oamenii încearcă să-și creeze o oază de liniște și bucurie, să uite pentru câteva momente de greutățile cotidiene și să se concentreze pe lucrurile frumoase din viața lor. Este un mod de a celebra speranța și de a-și menține spiritul viu, chiar și în vremuri mai grele. Mesajul lui Simona Gherghe ne reamintește că, în ciuda tuturor provocărilor, putem găsi modalități de a răspândi lumină și căldură în jurul nostru, printr-o simplă decorațiune sau printr-un gând bun împărtășit. Ne arată că, indiferent de situație, există întotdeauna loc pentru optimism și bucurie. Într-unul dintre recentele sale mesaje pe rețelele sociale, Simona Gherghe abordează un subiect cu care mulți se pot identifica în această perioadă a anului. Ea vorbește despre dorința oamenilor de a se bucura cât mai mult de momentele speciale, cum ar fi sărbătorile de iarnă, și cum aceasta îi determină să neglijeze uneori tradițiile și obiceiurile. Această tendință a fost observată chiar și în propria sa familie. Cei doi copii ai Simonei, Ana și Vlad, au fost cei care au insistat să decoreze bradul de Crăciun chiar din primele zile de iarnă. Această dorință a copiilor a fost un prilej pentru Simona să reflecteze și să transmită un mesaj profund și emoționant pe rețelele sociale. În mesajul său, Simona Gherghe reflectă asupra modului în care viața de zi cu zi a devenit atât de alertă, încât oamenii par să se grăbească să trăiască momentele, fără a se mai opri să savureze cu adevărat fiecare dintre acestea. Ea își amintește de tradițiile din copilăria sa, când decorarea bradului de Crăciun era un eveniment special, rezervat pentru ajunul Crăciunului. Era un moment pentru a primi colindătorii și pentru a împodobi bradul, sărbătorind astfel într-un mod autentic și semnificativ. Simona subliniază cum, în zilele noastre, se pare că există o teamă de a nu pierde momentele importante, ceea ce duce la trăirea vieții într-un mod accelerat. Acest lucru, potrivit ei, poate duce la pierderea unor aspecte esențiale ale vieții și tradițiilor. Mesajul ei este un apel la reflectare și la aprecierea momentelor autentice, fără a fi prinși în vârtejul vitezei vieții cotidiene. Prin acest mesaj, Simona Gherghe ne invită să ne reevaluăm modul în care trăim și să ne gândim dacă nu cumva, în încercarea noastră de a nu rata nimic, am început să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Trăirea autentică și profundă a fiecărui moment, în ritmul său natural. În încheierea mesajului său emoționant pe rețelele sociale, Simona Gherghe a subliniat un aspect esențial pe care, după părerea ei, mulți dintre noi l-au pierdut în zgomotul și graba vieții cotidiene, tihna. Încă n-am făcut bradul. Pare că toată lumea l-a împodobit deja. Simt și copii, pentru că în fiecare zi îmi spun că vor și ei. Când eram mică, tradiția era să împodobim pomul în ajun. Și știu că făceam două lucruri. Primeam colindătorii și înveșmântam bradul de sărbătoare. Cred că ce se întâmplă în zilele noastre are legătură cu ritmul ăsta nebun al vieții. Parcă ne e teamă să nu ratăm momente. Ne e teamă că trăim așa,
pe repede înainte. Am pierdut prieteni. Ceva atât de important, Tihna, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare. Prin aceste cuvinte, Simona atrage atenția asupra importanței de a ne lua timp pentru a trăi fiecare moment la adevărata lui valoare, fără a ne grăbi sau a ne pierde în detalii neesențiale. Mesajul ei este unul profund și relevant, mai ales în contextul actual, în care viața pare să se desfășoare într-un ritm accelerat, lăsând puțin loc pentru momentele de liniște și reflecție. Subliniind valoarea tihnei, Simona Gherghe ne reamintește de importanța de a ne opri din când în când, de a respira adânc și de a aprecia frumusețea lucrurilor simple. Este un apel la reîntoarcerea la esențial, la valorile și tradițiile care ne aduc cu adevărat fericirea și împlinirea. Prin acest mesaj, Simona nu doar împărtășește propriile sale gânduri și sentimente, ci oferă și o perspectivă care poate servi drept inspirație pentru mulți dintre noi. Este un îndemn la a trăi cu adevărat fiecare clipă, la a ne bucura de prezent și la a redescoperi pacea interioară prin simpla apreciere a tihnei.